cu 9 cm mai înalt decât adversarul său. Am avut deja încurajări pentru Daniel în română. Cea prima repriză. Foarte încet, foarte relaxat, Daniel i-a permis lui Erhan să vină foarte aproape fără să aibă nicio reacție. Vor începe în scurt timp loviturile de picior. Schimbare scurtă de gardă pentru Daniel. Ține brațele sus, Daniel. Iată răspunsul lui Ghiță, lovituri joase de picior foarte puternice din partea românului. De cât de rezistent e Erhan Deniz, nu au fost mulți luptătorii care au rezistat acestor lovituri joase, năucitoare ale lui Daniel Ghiță. Bună seria de brațe. Dă semne că nu e deranjat de aceste lovituri, Erhan Deniz se adună. Face pasul înainte Daniel Ghiță, se apropie de adversarul său. De cine va iniția acest atac, a încercat Daniel și o lovitură de genunchi. Bună, aceste croșete de stânga primise de Daniel Ghiță, frumoasă lovitura la tot. Există mai mult cu loviturile de braț ca în meciurile precedente, Daniel se poate folosi de alungi foarte bine în fața lui Deniz. Schimbul de lovituri din partea celor doi luptători, ratează croșetul de stânga acolo Erhan Deniz. Îl prinde în colțul lui Daniel pe adversarul său. S-a închis bine românul la croșetul de reată trimis de Erhan Deniz. Face pasul spre stânga, de multe ori Deniz spre stânga sa intră în loviturile puternice de picior ale lui Daniel. O vitură. Da, este numărat acum Ghiță, n-am văzut că s-a întâmplat. Au primul urătoare arbitrul de ring. Nu continuă. A fost o lovitură foarte ciudată, nu ne dăm seama exact cum l-a atins pe Daniel. Sperăm că e un motiv să dea drumul la agresiune, Daniel. A început destul de relaxat lucru. Încheie prima repriză. O primă numărătoare în runda întâi. Am reușit să vedem relorile pe această pauză. N-a fost vorba decât de o lovitură cu capul a lui Deniz, pe care însă arbitrul de ring nu a observat-o. Se cerea acum Erhan Deniz. Aceasta a fost o lovitură puternică care clar l-a afectat pe Deniz. Dă drumul la combinații, Daniel mult mai activ. O situație diferită de prima rundă. Multe lovituri din partea lui Daniel Ghiță. Turcul Deniz nu are răspuns. Preferă să rămână închis acolo în gardă. La probleme cu oamenii torțului Erhan Deniz, se pare. Yellow card. You sit there. You stay not here. Yellow card for the fighter. For you. You stay there. I said you sit there. Ok? Potura care ceva probleme cu arbitrul de ring. A primit Erhan Deniz un cartonaș galben din cauza lui Potura, care a avut ceva discuții acolo cu arbitrul din ring. Cu totul al Daniel Ghiță în această rundă a doua, merge excelent, loviturile de braț.
fi trebuit să intre la fel de activ și în prima rundă. No hold ropes. Fight. Come on. Beriz din ce în ce mai mult în dificultate. Intră picioarele, intră loviturile de brațe al lui Daniel la ficat. Pune presiune acum Ghiță pe adversarul său, multe lovituri trimise de Daniel. Bun acest genunchi, Han Deniz nu a reușit să mai trimită nicio lovitură clară. Măcel, se lasă cu măcel din partea lui Daniel Ghiță. Deniz din ce în ce mai puține răspunsuri. Bună această lovitură la corp, croșet de stânga la figura lui Erkan Deniz, lovitură înaltă de picior, Daniel Ghiță are din ce în ce mai multe momente bune. Putem număra pe degete la o mână loviturile pe care... Oh, ce stânga reușit acolo Ghiță! Aceeași lovitură la picat cu care Daniel a insistat, l-a trimis la podea și final de meci. Bye.